Îmi pare rău că până în prezent nu s-a făcut practic niciun pas pozitiv în avansarea democrației și drepturilor omului în țara noastră. Din contră, democrația a devenit un fel de, zicem așa, deci a fost defăimată. A fost, zicem, inversată. Democrația acum oamenii o percep ca ceva care le-a adus sărăcie. Deci, de ce am venit aici să vă spun că trebuie de luptat la fiecare loc de muncă. Acei care sunt, și sunt mulți, eu cred că, în funcțiile publice, și care încearcă să facă ceva, nu pot face, vă spun din propria experiență, nu pot face nimic pentru că este această caracatiță despre care se vorbește aici și care a capturat toate structurile statului. Alegerile din 2014, alegerile parlamentare și alegerile locale generale din anul curent au fost fraudate. Nu este prima dată când spun acest lucru. Am spus-o de 3 ori în ședința publică la Comisia Electorală Centrală. Ce